Bine ați venit la Stax TV, iată-ne la Auto cu Bălcescu pentru un nou podcast cu mult îndrăgitul vostru prieten Alex Seremet. Cine? Seremet, de la BMW, care ne-a chemat aici, la locația asta nouă, unde el se află cu tot corpul lui, în splendoarea care este, să filmăm și să înregistrăm un nou podcast. Haideți să vedem ce găsim înăuntru. Asta ți-am zis de tot. Se deschid și de tot, nu vedeți? O să crede lumea că a fost regizat. Are claxon. El este omul pe care îl știți din podcasturi. Înțelegeți de ce materialele, produsele Mini, BMW și așa mai departe ies atât de bine, pentru că se vede. Suntem pe aceeași lungime de undă. Nu știu, X5-9. Da. L-am văzut azi, mă, chiar mi-a plăcut, am făcut și Insta Story, am zis din suflet, n-am zis pentru reclamă sau ceva, sau pentru banii pe care iau de la BMW, eu, fără Dobrescu. Nu mai avem buget. Să facem podcast. Da. Și să ne arăți, că ai zis că ne arăți ceva, un portbagaj. Da, bine că ați intrat, că vreau să ieșim să vă arăt cel mai tare, asta a sunat. Da, n-are nimic, hai să ieșim. Vreau să vă arăt cel mai tare portbagaj din lume pe care l-am avut vreodată. Hai, dă-mă să vedem, că eu am Toyota și nu știu ce să zic. Nu e atât de vedetă și de-aia nu se deschid ușile, știi? Suficient pentru el. Cum era aia, nu șmecherie. Frumoasă culoare, individual? Asta? Nu. Nu mă întreba ce culoare e, că nu știu. Nu te întreb, eu doar întrebam dacă e individual, e că cumpărau de tot. Fiare. Da, a mers, a mers. E electric? E electrician. Da, e așa am la Toyota electric. Identic, doar că nu e electric. E, acum, dacă vreau să cobor, am aici ca să, dacă spitic. Așa, ok, da. Coboare, se lasă mașina de spate. Da. E, partea mișto acum urmează. Da. Pentru prima dată în lume se întâmplă chestia asta. Te rog. Eu vreau să bag niște bagaj. Se pune ăsta peste ăsta, nu spun. Nu. Nu, aia nu se vede. Aici nu se vede, nu contează. Așa e și la Toyota, da. Vreau să pun niște bagaje înăuntru. La Toyota și man, nu la Toyota. La Toyota ta, da. Trebuie să împinge nasol, e zgârie și așa. Așa. Ca să nu zgârie, ai chestia asta de aluminiu. Și asta alunecă ușor pe bagajul meu. Așa. Foarte mișto. Problema e că atunci când încep să merg cu mașina, dacă ar aluneca în continuare, s-ar... Se balângăne lucrurile. Ca să nu zgârie, este această membrană de cauciuc, care imediat ce mașina începe să se deplaseze, se ridică și se fixează bagajul pe ele. Am un motoraș aici în spate, două motorașe. Și asta alunecă, se ridică, se fixează portbagajul. Stai, că n-am înțeles, adică asta se ridică de aici? Da. Cât de mult? Suficient ca să nu stea pe asta de aluminiu să alunece, aha, să se fixe, se lipească de partea de aluminiu. După care, să zicem că vreau să încarc ceva, nu știu, niște saci de rafie foarte mari. Okay, se rabatează, și vreau să-i bag și îmi dau seama că m-am oprit de, uite, vină cu acest. E o reală problemă. Asta e cel mai enervant rulou din lume. Corect, da. Fii atent. Și arăt rulou-ul ăsta de două zile și până acum nu s-a stricat. Uite. Automat? Automat? Ce? Adică cum adică auto? Există și manual și automat. Există modul auto, da? Pentru că am două moduri de funcționare al rulou-ului. Odată, acum când e strâns, când închid portbagajul, uite, acum e deschis. Când e pe mod, când e așa, când închid portbagajul se trage până la capăt. Altfel, când e strâns așa, când închid portbagajul rămâne acolo, pentru că dacă am bagaje până aici, să nu se ducă peste bagaje, să se rupă în bagaj. De seama că dacă avem mașina asta la test și la review, îți ia, trebuie să faci lung metraj. Adică să luăm actori, să facem distributări, să vină lumea, dă probă. Vorbește de portbagajul ăsta, dă-te în gât. Și ce suplimentar, dar nu știu dacă mai am cheia încărcată. Te rog eu, asta nu-i cheie telefon. Mi s-a încărcat, telefonul e descărcat, dar asta e încărcată. Dar de ce? Poți? Da, hai control. Da. Da. Poți, pe lângă faptul că poți să miști mașina din cheie, ești nebun? Poți să o și ridic. Uite, cheie, mașina se ridică din cheie, altceva nu se poate. Cu telefonul acum avem premieră mondială pe țară, al doilea pe județ. Putem să deschidem, să închidem ușa, să descuiem și să încuiem ușile la mașini. Și
cu telefonul iPhone, ci cu telefonul Android. A, să... chestia aia pentru curier, vezi, doamne, de la distanță, să poți un telefon, să descui mașina sau, pentru cineva care sau poți să verifici starea mașinii, băi, oare am încuiat-o sau n-am încuiat-o? Știu. Verifici pe telefon, n-am încuiat-o, am încuiat-o din telefon și am rezolvat problema. Mi se pare mult prea multă tehnologie, sper să n-am mașina asta la test drive, să prezint portbagajul. Repet, nu mai ai timp să prezinti mașina. De câte ori ți-a mai prezentat cineva un portbagaj la o mașină? Niciodată, dar imaginează-ți ce înseamnă să-ți cumperi mașina și să fii un om așa cum trebuie să fii și să iei manualul de utilizare, să-l citești din scoartă în scoartă. Păi, îți ia ca șogunul, ești nebun. Există aici, și aici am răspuns. Da? Pentru o sumă modică vine un om și te învață. Exact. Mai nou ne-am inspirat ăștia de la BMW foarte creativ, de la... Adică cu tine, da. Ne-am inspirat de la Apple și avem un product genius, să zicem noi, care stă să-ți explice cum funcționează toate gadgeturile după mașină. La dealer. Nu la toți dealerii, din când în când găsești chestia asta să-ți explice. Da. Că ai... De asta, dacă stăm... Asta e puțin, tipul ăsta învață pe vânzători? Ăsta eram eu la Porsche. Dacă... Deci ce învață pe vânzător, nu? Nu pe vânzător, pe clienți. Pe este clienți. Un tip care nu e... n-are obiectivul să vândă, ci doar să te înveți să folosești mașina. El se ocupă de test drive în mod normal, adică nu mai mergi cu vânzătorul, mergi cu omul ăsta care îți explică sisteme, cum colectezi telefonul. Săracul, dacă nu, are o mare problemă cu saliva din gură. Da. Mare problemă. Deci vorbește de îi vine rău aici. Adică noi știm. Pe să-l închidem. Nu. Uite, apeși aici. Pleci așa, nu te mai uiți. Că știi că funcționează. Pa. Da, n-am la Toyota chestia asta. Nu am. Nu am. Pa, deci eu fac, deci ne arăți noul seria 1. Asta e așa, un mic amănunt, este noul seria 1 și avem un nou sistem de parcare complet computerizat, automatizat, în care nu trebuie să mai faci nimic decât apăsarea unui buton. Exact. Ce se întâmpla până acum, trebuia să controlezi accelerația, mișcarea, față, spate, frână, nu știu ce, sau țineai pe butoane. Da, pentru aia care zic că și eu am la Ford asta sau la alte, nu ai la Ford asta. Da, Volkswagen a fost primul care a venit pe Turan cu chestia asta. E 3. Când CRM lucra la Audi. Deci facem garare cu spatele. Da, dai cu spatele și mergi puțin până acolo. Nu trebuie să găsească locul? Ca să vadă loc. Ok. În momentul în care oprești, activezi marșarierul și îți urmărești instrucțiunile de pe mașină. Stai, mă, nu trebuie să apăs un buton înainte? Nu, asta este mișto, deci... mașina monitorizează permanent și ea știe când vrei să Bine, mă, hai să vezi, mergi cu mine? Trebuie să am semnal stânga? Să nu faci, nu. Românul când vede un loc de parcare frânează la intimidare înainte de loc de parcare. Nu frâna, pentru că atunci mașina interpretează spațiul liber ca o intersecție. Poate nu merge acum. Și apasă pe stânga sus pe la ecran acolo. Acolo, stânga, nu, sus e un buton cu parcare. Pe... Aha, gata. Uite, a găsit locul, semnalizez stânga. Și acum start manuver. Trebuie să apăs aici? Atât. Și atât. Acum uite, uite-te la noi. Uite-te la noi. Mi-e frică să știi, adică eu nu răspund. Pune mâinile pe așa. Nu spun nimic. Dar uite-te la noi. N-am nimic. Băi, mi-e frică să-mi știi niciodată. Uite-te, lasă, uite-te, uite-te. Să nu zică lumea că tu frânești. Trebuie să faceți tot lateralul, că nu iese doar o pistă acolo. Ia. Păi vezi că la școală, dacă nu bagi din prima... Te depunctează omul, n-a păcat din prima. Păi asta nu, a învățat ține. Ia uite, bă, ce-o potrivește. Aia acolo? Băi... A călcat un lanț. A călcat lanțul ăla. Nu te pune în fața ei, te rog. E cam lentă, eu zic că și înjurătorii București de n-ai înțeles nimic. Dacă nu... Cine a făcut softul ăsta, ca să știm pe cine înjurăm? A parcat și puțin strâmb. Păi nu. Deget aici. Reperul. Reperul. Mașina n-are camere. Când parchează, reperul e doar pe bază de ultrasunete. S-a luat după mașina asta. Un fel de delfin? Da. Mă. Sistemul delfin. În interior la X5 o să vă mai arăt ceva, nu vă spun până nu intrăm. Și unde trebuie să stea camera? În față sau în spate? În spate. Și noi arătăm bordul și ecranul central. Hai. Hai tu la volan? Așa se schimbă postul la... Dar, ce vreau... Astea sunt gesturi, sunt deja... Dar partea mișto pe gesturi, cu gesturile... Opriți muzica. Hai mă, așa... Iartă-mă, frate, până dai tu... Ți-ai zis, eu oricum trebuie să te știe cu banii în buzunar, nu merge așa. Ia asta ca să fii relaxat. Nu prea e cașcaval, că e a lui Irinel. E de la motociclete, ce Nici măcar e... Nu faci nimic. Nu putem să avem muzică în YouTube. Stai. Nu trebuie să avem. Hey BMW. I want to relax.
Prins bani din băr. Îți dă parfum. Îți schimbă aerul, îți schimbă. Bănuiesc că merge doar pe loc? Nu. Și în mers? Merge când mergi. Nu e bine. De ce? Dacă te ia somn. Păi dacă te ia semnul. Underline. Hey BMW. Hai să deve... I am tired. Și n-am repetat aici, nu? All right. I have activated the vitalize program. Și am ventilat, dat drumul la ventilație și uite-te la aer, că îmi dă cu aer în față, pornește muzica. O cafea nu dădeai și el. Zgârcitul. Atât ți-a putut. Măcar de-aia de, știi, de automat. Ce vreau. Nu avem fise, că în portofel nu mai era. Dar partea cea mai mișto, avem... Navigație, nu-mi spun. Navigație. Știi că era o șmecherie acum 10 ani, că aveai navigație. Avem navigație pe România, da? Cu trafic, cu date de trafic. Bombă. Cu date de trafic. Da. Și putem să căutăm în destinații, uite, quick search. Suntem în sud, la, nu spune multe. Da, am zis și eu. Am zis, da, suntem acolo. Da, acolo suntem. BMW România. Șoseaua București. BMW. Mergem în nord, pe cealaltă parte a județului. Mm-hmm. 13 km, doar. Da? Și uite, 13 km, 40 de minute. 15 km în 40 de minute, 13 minute la astea, 40 de minute sunt întârziere. Și deja, uite, pot să văd trasee alternative. Și îmi spune și care e cel mai economic din astea. Acum depinde, te grăbești, dar consum mai mult sau ești mai zgârcit și poți să ajungi mai târziu acasă. Și dacă te deranjează mesajul, pac, am cancelat. Și îți dai seama, italieni, ecco! Poți să dezactivezi gestul, în Italia nu se livrează gesturile. Bă, da, podcast, facem podcast? Da, păi, nu face. După, stai să-ți mai arăt ceva. Arată, mai arăt ceva. Este serviciu concierge, se numește. Și ce face? Sună la o centrală unde răspunde un om uman. A, zic că cum avea Opel acum 5 ani. Da. Dar, da, deci, vorbește da. Și limba română? La Opel? Nu. Aici, doar din când în când vorbește. Acum, tocmai suntem în afară orelor de limba. Ba nu, încă mai suntem la orele de limba română. Și nu-i sună oameni, ce face nu știu, nu cred că asta făcea Opel. Îți trimite automat destinații, navigație, să face Opel asta? Nu, dar poate să-ți facă rezervare la hotel. Asta și aici, da. Dar poate să-ți trimită și destinația respectivă, cred, navigație, că da. Mesaje. Uite, da. Avem, ne-a mai șucat cineva, a zis că vrea, vrea să mănânce fructe de mare, dar undeva să nu se otrăvească. Și l-a trimis în primăveră. Deci oamenii se pricep. Mi se pare și normal. Și uite, i-au trimis, am aici Star Guidance, mă duc, l-am salvat. Strada Heleșteului, de mare angajament. Acolo sunt fructe de mare bune. Proaspete. Se pare și normal. Proaspete. Da, foarte proaspete. Buni oamenii. Asta e iarăși o chestie care de acum, de fapt de prin martie, am lansat-o treptat. Nu am anunțat-o pentru că am vrut să testăm, că merge bine, că avem... avem operatori în limba română, totul e ok. Poți să facă și programarea la service? Alea faci separat, poți inclusiv din aplicația de pe telefon cu care te conectezi la mașină, poți să vezi care cea mai care următoarea operație de service pentru care poți trebuie să provide întreține. Și poți să soliciți și tu direct din aplicație programarea sau și mai bine, mașina știe automat să facă chestia asta când se apropie, că la BMW știi cum e. Noi nu știu, la că BMW, n-am atât de mulți bani. Da. La BMW de foarte multă vreme. Da. Avem intervale dinamice de service. În funcție de cum utilizezi mașina, un algoritm și niște senzori îmi spun care e următoarea operațiune pe care trebuie să o fac. Și următoarea operațiune pe care trebuie să o fac, uite, este schimbarea uleiului luna 6-2021 sau 24.000 de kilometri. Dacă încep să merg tare, o să mai fie. Scad kilometri. Adică... Exact. Și în plus, când se apropie, mașina anunță automat printr-un mesaj la dealer. La dealerul de care vrei tu să aparții, anunță că trebuie să faci chestia asta și dealerul te anunță, te sună și te sună cu cunoștință. Stabiliți de programare, da. Și nu, hai să vedem ce e cu mașina, noi știm ce problemă are mașina, ne-am pregătit, vă așteptăm la ora de... Și asta ar trebui să funcționeze de vreo 3 ani de zile, ar trebui să funcționeze foarte bine în România acum, ar și funcționează. Să luăm de la capăt. Ăsta este noul seria 1. Da. În pachet. Nu. Atât, prima chestie e corect. Da. Seria 1 nou, da. Noul model. E modelul M-Performance. M-Performance, ok. Noi suntem, cum e Audi S și RS,
Noi avem M Performance și M. M-ul e supremul, da. Și M Performance, deși e performance, e mai e între modelul de serie și modelul obișnuit. Adică e pachet M. Nu. Pachetul M. A, și mai avem și M Performance Tuning. Asta zic. Care e altceva. Știi, oamenii de la... Sunt multe, mă. Sunt multe Brandic, ca să... N-au avut multă imaginație. Ca Ion Ion Țiria. Modelul M Performance este între modelul de bază și modelul M. În cazul nostru nu avem un... 1M. 1M. Nu a apărut încă. Dar o să nu avem? Nu știm. Deocamdată nu s-a zis nimic. Trebuie să vedem. Okay. Dar avem acest M Performance, care e mai tare decât modelul de serie și nu e mai tare decât modelul de serie, mai tare motorul cel mai puternic. Ok. De exemplu, asta are și un diferențial torsion pe față. Are tracțiune integrală, controlată da. Electronic, dar pe față, că tracțiunea... Când mi-ai zis pe față, deja... Mi-a căzut ceva în cap și zic, e deja greșit că e pe față. Când mi-ai zis 4x4, ai mai scos-o cumva. Okay. E ok. Este, da, primul seria 1 care are tracțiune, e construit pe o platformă, pe o arhitectură cu tracțiune față, dar tocmai ca să nu se simtă că, sau ca să am direcția foarte precisă, că asta e problema la tracțiunea față, okay. Că mi se plimbă volanul prin mână când da, accelerez. Cu roțile care da. Virez e greșit. Ca să nu am problema asta, am mai mult, cum ai spune, mai multe lucruri care să se strice, mai multe sisteme care să-mi asigure mie direcția aia foarte, foarte precisă, aia okay. Importantă pentru da. Mașină sport. Da. Și am sistemul de control al tracțiunii, are mai multe funcții, printre care, separat de fapt de sistemul de control al tracțiunii, în premieră pentru seria 1, un așa numit ARB, care e... Eu știu de la off-road ce e ARB, dar nu e. E un modul da. Separat care previne patinarea roților la accelerare, nu mai integrat în SP-ul nostru care se numește DSC. Toată lumea ca să răspundă mai rapid. Să trăiască. Văd și scuză-mă că te întreb și noi ne permitem să facem comparații cu alte da. Mărci, nu da. Ne taie nimeni capul. Am văzut și la Honda că am testat nou Type R. Toată lumea merge acum pe chestia asta super electronică, de a nu mai simțim volan torque steer, știi? Da. Pentru mașinile de tracțiune față și Honda accelerezi fără să ții mâna pe volan de la zero. Da, ia sta acolo, mai știi? Mai are o chestie. Acum e nu știu e un nou trend așa în păi dacă se poate, dacă am tehnologie. Corect. Suplimentar însă, față de toată electronica asta, are inclusiv pe partea față din sistemul electronic simulat un diferențial autoblocant, adică asta electronic, face... Da. Da? Suplimentar am și un diferențial torsion pe față. Nu știu cum ajută, da. Dar trebuie da. Să sună bine. E torsion, Audi sunt avea da. De multă vreme. La raliu, cursul, da. E tare, și acum vreau. Renunță la torsion ca să aibă sistem. Așa, dar noi avem acum pe față. Pe... Da, mă, așa au gândit-o oamenii, inginerii, cine știu să și că spuneam de tracțiune contra. Integrală, cum funcționează tracțiunea integrală pe modelele astea, am roți puntea față cu plată permanent și pe măsură ce am un ambreiaj multidisc, ale comandate electronic, pe măsură ce se închide și se pe spate. Variază între 100% și 0 și 50-50. Șmecherie. În manualul de marketing spune 100% pe orice punte. Cum? Faci transfer la 0 la 100, dar nu se, puntea față nu e niciodată decuplată de tot, da. Și pentru virtual, pentru fracțiuni de secundă, când patinează tare fața, îmi blochează fața și atunci în teorie îmi forțează cuplul pe spate pentru o miime de secundă. Dar în rest 50-50 0-100, cam asta e variația. Și bine, nu știu ce să zic. Și atenție, facem și podcast. Mai e ceva. Înainte să facem podcast, mai e ceva. Te rog. Mai e ceva, Alex? Te rog. Mai e aici un Alex. O prezintă pentru toată lumea, da. Toată lumea, dacă mai era și Irinel, da. Mai sunt oameni pe stradă. Irinel s-a îngrășat, să nu mai stai. Mai aici? Nu mai luăm motorete. Nu mai faci glume de-astea la care te stări. Păi sau la care îmi vine să râd despre Irinel, că nu mai îmi dă motorete. Mai e ceva, dacă vreți să vă pricepeți să ziceți că recunoașteți modelele BMW. Da. Modelele normale au acea grilă cu bare, cu beri, bare, cu bare. Bare, da. Da? Modelele în performance acum au început să aibă această structură fagurestea. Ca să fie confuz, și Z4 are această structură fagurestea pe toate modelele. Deci, Z4 are e special, așa. Z4 uită. E special, dar restul cine așa. Vine cu grila asta de acum? E M-Performance. Și modelele M au tot bare din alea, dar duble. Când vezi, aia e bară de M, cum ar veni, ca să o recunoști. A început de... Și după aia, mai e de câte ori apare sigla M pe un model BMW? De câte ori apare? Sigla M pe afară. Pe afară? Asta să număr pe interior. De câte ori apare pe afară? Dacă am pachetul M. 4? 4 ori? 5? Dacă am pachetul M, am sigla M de 2 ori pe lateral. Aripi. Pe hărip. Pe roți? Dacă am model M Performance, am sigla M de 3 ori. Că mai apare o dată pe spate la denumirea modelului. Da. Aici. Da. Și dacă aș avea model M,
ar mai apărea o dată pe față, pe grilă, okay, fixat. Deci de 4 ori. Deci 4 ori acum... dacă e M, de 3 ori dacă e M performance și da, de 2 ori dacă e cel mai sărac M. Da, am înțeles. Deci acum mai au, știu oamenii că mai au de luat încă două sigle. Sau și 4 dacă n-au niciuna. Și fiecare siglă e cum era TDI-ul cu roșu. Fiecare siglă da, stă 30 de cai. Da, cu eu. Da, 30. Cam 30 de cai de siglă. Și dacă toți suntem aici, înainte să facem podcast. Da, asta vreau să zic, mi-arăt și nou. Da. Dacă tot e... Asta este cea mai mare transformare pentru că am tracțiune față, mașina e mai ușoară odată. Ok, nu mai și am loc. Ai loc. În spate. Uh-huh. Asta era problema seriei 1, cea mai, sau cea da, mai mare provocare. Că tu stăteai încăpeam da, în spate, dar acum chiar e spațiu generos în spate. Adică mașina asta e în concurență cu Golf. Ca nu, să înțeleagă oamenii. Nu. De ce nu? În clasă. În are dimensiuni de da, Golf, dar atât. Stai mă, cum adică arată? Păi... Vin cu un Eri și ne mută de pe stradă. Ții mă, eu sunt ăla. Cât costă un Eri? Cât costă un Eri? Cred că 50 de mii. Da, e la concurență cu dar cum nu zic? Haideți să tot podcast uh-huh, facem. Cum a chemat BMW? Cum a chemat BMW? Toyota Supra. Toyota Supra în service, care are o problemă de sudură, dar nu toate. Primele 7 mașini, atât. Le face Toyota, domne, 100%, dar trebuie să-i tragem noi o sudură acolo. Deci măcar nu le face Toyota aici, prost. Le produce la BMW. E fabrica, asta e sinergie. Nu e nimic rău, pentru că și 2JZ-ul tot de BMW era produs. Ce le spune? Zici, că eu râd și nu mă pot abține. Vezi că ăsta vorbește unul de tine și pe mine mă plânește râsul? Nu mă pot abține, sau? Dar v-am auzit că eram sus la balcon. Ăsta e lucru. Ăsta e lucru. Așa, 50-60 de mii, da. Este o mașină scumpă, dar poate să fie accesibilă. În sensul că avem un pachet de finanțare, se numește BMW Select, tot îl promovăm noi, cu valoare reziduală garantată. Nu e ca la, ce știi tu, nu e ce da, știi tu ca la Volkswagen. Cum? Valoare reziduală garantată? Da, sună bine. Fără asterixuri, da, fără... Corect, este bun, pe frumos. Da. Și 64%. Ok, bun. Deci eu, da, adică, ca să înțeleagă oamenii mai exact, am okay, bătut palma pe prețul de revânzare al mașinii de acum. Da, exact. Adică eu folosesc mașina 6 ani și peste 3 ani și peste 3 ani BMW îmi dă 8500, cât am stabilit de acum sau pe mașină. Zice, nu mai trebuie să-mi dai 8500, că nu, tu plătești adică, doar 8500. Exact cum ai spus tu, îmi cumpărați ETA dacă vreau să-mi iau un BMW nou? Și întrebarea e pusă greșit, pentru că răspunsul este da, dar pe tine te interesează la ce preț se cumpără ETA, înțelegi? Dar 64% este da, o da, da, și da, practic eu plătesc 36% da, utilizarea mașinii da, pe 3 ani de zi. Volumul finanțat e mai mic și rata e mai mică, exact, e destul de accesibil. Acea mașină da, devine la voi? Da, 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 da. Deci e ca un leasing operațional pentru persoane da, fizice. Exact, da, da, exact, da, da. Sunt multe companii care au, dar exact ce spune și Alex, sunt multe companii care vând serviciul ăsta, dar îl vând cu steluți. E ca și cum ți-ai închiria o mașină pe termen lung. Și mașina închiriată, dacă o aduci distrusă, la predare trebuie să plătești, da, niște bani. Aștept o ofertă. Păi tu așteaptă, dar nu să-ți avans, fac. Avans 10%? Păi da, ETA, dai avans ETA, plătești ratele, ai avantajul că... Dacă și la 3 ani schimbi mașina. Exact. Dacă o iei pe firmă, ai deductibilitate 100%. Pentru că ai, bineînțeles, da, pentru că tu ai un contract de închiriere, nu o rată de leasing și nu-ți mai... Sunt bun rău, mă, hai să vinde mașini. Ce vezi tu prima chestie aici? Bun venit, în română, da. Nici o sursă divertisment activă. Da? Bun. Avem și noi, în sfârșit, știu că la Volkswagen aveți deja... Chiar nu știam! Nu știam! Am zis și eu! Te-ai dat de gol! Nu știu dacă la Volkswagen e, dacă nu e foarte cine bine. Are, chiar vreau să te întreb. Aici ceva da, lumina, nu? Da. Ce tare. Și poți să schimbi culoarea. Super tare. Înainte să facem podcast, trebuie să vă arăt da, acest meniu foarte că e în română asta, ne e română. Da. Și colegele de la marketing au muncit vreo câteva luni bune să facă traducerea e, mm-hmm, și eu sunt foarte mândru de colegele mele că eu știi că faci da, da, limba de lemn, știu, cum dracu da, sună da, corect. Da, eu da, zic că e foarte mișto traducerea. Situație trafic local. Da, hai să ne dea oamenii. Și uite, iar comment, și avem trafic, dacă folosesc navigația avem, în limba română pe BMW și dacă au găsit defect. Sigur nu? Găsești. Păi, să spună că... și nouă, da, să le remediem, nu? Da, am găsit și eu unul, o să vă arăt mai puțin mai târziu, da? Vreo două defecte. Este două ori. Dar e ușor de folosit, înainte să facem... E mai ușor de folosit, e... Da. Eu zic că e ok, da, uite, valori fabrică... Asta zic, nu sunt și alte mărci care... Sunt, știu că am văzut la Renault, de exemplu, uh-huh, 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 și cred că mai sunt. Probabil. Dar meniul este e foarte bogat, e și o chestie care nu-mi place. Da, asta e, dacă atâta s-a urmați putut... direcția indicată când plecați, virați la dreapta. Mamă. Deci nu face doar... Da. Lucrează da, și la alte studiouri.
Și dar cine, mă, cine hotărăște, mă, lucrurile astea, mă? Nu știu, asta ne-a surprins și pe noi, nu știam cine e vocea. Și iarăși ne-a surprins, avem manual de utilizare în limba română. Dar nu poți să schimbi pe bărbat? N-aveți două... Păi nu era bărbat. Asta am vrut să te marcăm, era... nu se pune. Așa? Era înainte. Avem... Avem manual de utilizare. Înainte să facem podcast. Avem manual de utilizare în limba, uite, română. Funcție. Avem un bagul ăsta la ț, care nu e în caracterul corect. Da. Și uite. Cu acest sistem puteți seta o viteză dorită care la deplasarea liberă autovehiculului este menținută automat. Wow, adică pilot automat. Ne spune, ne prezintă pilot automat. Ne prezintă sistemele de pe care filmulețe în limba română. Super tare. Am înțeles, limita posibilităților. Am înțeles că vocea asta e generată de orșul la 5 cm. Da. Facem un podcast? Stai să că vreau să-ți mai arăt o chestie. Da. Ce mai îmi place la... Aici închidem și porniți motorul, nu vă speriați, oamenii sunt obișnuiți să... Da, dar nu e Volkswagen. De data asta nu e Volkswagen. Haide, mă, gata, mă. Uite, ăsta este... Da, nu accelerăm, că o să mă dai afară împușcat. Și ăsta este meniul clasic. Da. Nu știu dacă se vede, acolo se vede. Unde ăsta poți să schimbi, ce să așa. Acum am o chestie care mi-e plăcut. Ce, ții de mână sau ce? Nu, ăla e postul de radio cu sport, ăla e simbolul de la sport, nu de la ce. E, și la, aici mai pot să, ăsta este un nou mod de afișare, e modul compact, care mi se pare foarte elegant, am eu o slăbiciune și uite. E liniuță acolo, drăguță, da, e chiar super elegant. Spun. Facem podcast o altă dată. Și, că... nu, stai că înainte, facem să nu mai arăt, filmează-mă, am mai descoperit head-up display. Da? Ai văzut, îți place, știi? Da, l-am văzut, am testat. Aflat secretul. Nu, femeii lui de secretul acestei funcții de... La head-up display ai luminozitate, înălțime, rotire. Ce dracu adică fac? Îl văd eu? Nu. Nu? Se rotește puțin așa. De ce? Pentru ochelar cu polarizare. Pentru că polarizarea e o anumită frecvență. S-a gândit, ochelar cu polarizare și a zis, băi, eu nu văd head-up display, ar trebui să... Ok, hai să-l rotim. Da, și atunci se vede, ai șanse să se vadă. Se mișcă puțin head-up display-ul așa, ca să poți să-l vezi și cu ochelarii tăi de soare preferați. Da, multă opțiune. Haide, hai să mergem. Ah, stai! Nu mai e nimic să-mi arăt. Torpedou, știu, au și la Volkswagen. Ai văzut luminile de interior? Nu, dar știu secretul femeilor în desigur. Uite acolo. Și puternice. Culoarele e așa de atmosferă. Avem trei linii de trim. Da, super tare asta. Chiar avem e tare, frate. Trei linii de trim și uite. Schimbă culoarea, hai. Schimb culoarea. Fă ceva. Setări, și are și pe spate, interior, adică ca la bogați. Portocaliu ca la bogați. Da, mă, marfă, îmi place. Super tare. Îți mulțumim pentru acest podcast. A fost super. Ăștia ne mint în continuu, ne auzi că ne dau mini 4x4, ne-au dat față. Au zis, hai să facem podcast, dar de fapt eu vă arăt seria 1. Și tot așa, dați băieți buni. Măcar atât. Ăsta a fost materialul extra și podcastul. Nu a ieșit, dar data viitoare o să vedeți un podcast cu Alex și cu poveștile lui de la raliurile de mașini clasice sau întâmplări din casa BMW, ca să zicem așa. Dacă v-a plăcut, dacă considerați că ați primit și niște informații utile pe lângă râsul ăla isteric, dați share, like și subscribe, să vadă și alții, nu de altă. Nu o face. Este bun. Dă bine pe cameră. Dă tu cu cârpița ta. Eu nu fac treaba cu asta. O făcut ei, mă, treaba, mă, cu astea, mă, nu pot să le facă cum erau înainte. Negru, nu ce ăsta. Sau crom, ca 92. Stai că am aici. Am aici o lucrare. E bronz. Ia uite ce frumos arată. Dă-i tu că eu vin la finisaj. Ne facem detailing. Ai și țiplă? Zici că e nou, zici, nu? Zici că e nou seria 1. Ia. Că-i luam recuzita lui șeremet. Hai, mă, vorbim?